Iată că a venit momentul să vă prezint încă o mașină adusă la comandă și o mașină mai specială, mai diferită, o configurație mai specială și mai diferită. Și vreau să vă prezint, pentru că era păcat să nu vă prezint așa ceva. Dacă vreți să vedeți pozele din licitație și din momentul în care a fost livrată, le găsiți pe Instagram, îl aveți în descriere. Și am zis că așa ceva ar trebui prezentat, pentru că de multe ori nu prezint toate mașinile aduse la comandă, însă asta e o mașină mai rară. Cererea pentru ea este mare, însă de multe ori clienții nu au așteptări normale și vin cu bugetele, pe părerea mea, limitate cu privire la o mașină de genul ăsta. Așadar, BMW seria 3 din 2017, asta este cheia specifică de împachet cu fundalul albastru. În prima fază, în partea din față, putem observa farurile LED. În momentul în care am descuiat mașina, farurile arată cam așa. Sunt probabil printre cele mai frumoase faruri din gama respectivă. Am aici o mică atingere, să zic, probabil de la viteza, autostradă și așa mai departe, dar asta este chestie normală la o mașină second hand. Avem farurile BMW LED, avem 3 nivele de echipare pe generația asta, halogen, pe care, sincer, doar dacă aș avea un buget limitat l-aș lua, LED-ul ăsta și full LED adaptiv. Full LED adaptiv are exact același fagure de far, să zic, în schimb este full adaptiv. Și culoarea interesantă, mașina este în pachet interior-exterior, jantele specifice de în pachet. Mașina a venit cu cauciucuri de vară DOT săptămâna 47-2020, Ramflet, într-o stare bună, după părerea mea, mai merg un sezon, cum s-ar zice la noi, beige specific de în pachet, parbrizul, bun, are trapă, vreau să zic că e parbrizul original, are trapă, are, după cum ziceam, interiorul este full M. Avem scaunele sport cu extensie, cutie sport cu padele, o să trecem la volan să ne uităm mai atent. Încălzire scaune, clim pe două zone, navigație mare, plafon panoramic, plafon negru specific la pachetul M, beige-ul de M aici, sistemul audio este cel standard, geamuri electrice, reglaje pentru oglinzi. Pinsă, cred că a fost o mașină pentru familie, pentru că are perdeluțele astea pe spate și în general astea se pun la mașină familie. Acolo avem un CMR, niște acte specifice și de aici plafonul panoramic arată cam așa. Mă rog, e un break, după părerea mea, destul de frumos și interiorul e destul de interesant. Adică înțeleg cererea pentru mașina asta, dar pentru prețul corect până la urmă, pentru că orice mașină, dacă e în stare bună, costă. În spate arată cam așa. Jantele nu sunt chiar ciupite, cauciucurile la fel sunt în stare bună și din spate arată cam așa. E un break frumos, am avut și eu ceva de genul pentru vânzare acum ceva timp. Stopurile sunt foarte frumoase și oricum în pachetul exterior ajută foarte mult mașina asta, adică o face mult mai agresivă și unul dintre becurile care îmi place, adică are niște linii frumoase, chiar dacă am Mercedes, trebuie să recunosc că la Mercedes nu sunt cele mai frumoase becuri, să zicem că poate e clasul cât de cât. Stopurile arată foarte, foarte bine dacă descui mașina. 320 diesel, 190 de cai. Este și X-Drive, toba de eșapament e destul de curată. De fapt, de ce ne chinuim? Până la urmă, când plătești un ban, trebuie să ai și anumite dotări. Destul de curată, mașina probabil a fost curățată înainte de vânzare și cam așa arată. După părerea mea, ai suficient spațiu, nu poți să zici că nu ai spațiu. Soft close la portbagaj, cum zic câte unii. Avem cârlig, marea majoritate când văd că o mașină are cârlig, se gândesc la faptul că a fost omorâtă sau a cărat cu ea, deși nu e o regulă. Din unghiul ăsta mașina arată cam așa, farurile astea am zis și o să susțin faptul că sunt foarte frumoase și schimbă cu mult designul mașinii pe lângă vizibilitatea pe care o oferă. Bara de împachet ajută și a face mașina foarte agresivă, chiar dacă e un 2 litri diesel, oricum arată foarte bine cu ea. Cauciucurile pe față, după părerea mea, sunt în stare foarte bună. La fel sunt DOT săptămâna 47-2020. După părerea mea, mașina a mers. Are aproape 200.000 de kilometri, dar iară în 5 ani. Ceea ce denotă faptul că am mers la drum lung mașina și, după părerea mea, uzurile sunt mici. Scaunele nu sunt full electrice, însă arată foarte, foarte bine. Acolo avem numerele de Franța. Interiorul, după părerea mea, nu are uzuri. Este interiorul specific de împachet. Mă refer la inserțiile astea pe aici. Volanul este cel puțin uzat, dar este o uzură normală. Adică am văzut mașini mult mai uzate și volane mult mai uzate la mai puțin kilometri și de aici arată cam așa. Mă rog, marea majoritate probabil sunt familiarizați cu interiorul ăsta.
La fel și astea pe ei s-au păstrat foarte bine. Nu par a fi urme, în schimb, de copii ținuți în spatele, obicei mai rămâneau urme de la prinderile ISOFIX și așa mai departe. În schimb, aici arată bine. Și personal pe break și eu aș cumpăra cu plafon panoramic, pentru că mi se pare o dotare care merită banii, mai ales că poate fi deschis cu totul, nu doar strict trapă, cum îl țin eu acum, și cred că putem și să testăm asta. Da, cred că merge și din cheie. Asta voiam să testez. Geamurile coboară și sunt curios dacă se deschide panoramic cu totul. Nu, apare nu. Cred că ține foarte mult de marcă și, după cum bine vedeți, se rabatează și oglinzile și se închide și trapa. Mă rog, o configurație foarte interesantă. A durat ceva timp până am găsit o mașină exact ca asta, în configurația asta. Pentru că sunt multe care n-au pachet M, n-au faruri LED, unele n-au panoramic, unele n-au piele. E foarte, foarte greu să găsești o mașină exact pe gustul tău. Și, mă rog, am avut mai multe încercări cu acest client, dar eu zic că așteptarea a meritat. Avem pedalierul specific de M. Aici, de obicei, ăsta se uzează, are o mică uzură. Padele, dacă farurile sunt full adaptive, ai aici butonul de adaptiv. Scaunele, în general, se uzează aici, dar văd că nu este cazul. E o mașină destul de curată și mulți fug de mașinile de Franța, însă eu am luat mașini bune din Franța, am luat și niște Megane 3. Și cam așa arată motorul, este motorul B47, cel care încearcă să spele păcatele de la N47 și M47T. Mi se pare mai aerisit puțin față de versiunea anterioară, dar după părerea mea e un motor sănătos. N-am văzut scurgeri de ulei, am dat o mică tură cu ea, cutia schimbă bine, oricum cutiile astea de la BMW sunt foarte, foarte fiabile. Și hai să ne uităm puțin la cum sună motorul. Să o și pornim, mai se pune în contact întâi. Are 194.625 de kilometri. Are și ceva revizii făcute, o să ne uităm ulterior. Mă rog, are capota deschisă, piciorul pe frână. Mă rog, nu mai are motorină, așa a venit mașina. Dar, mă rog, nici în poze n-avea, adică nu e vina transportatorilor pentru că se mai practică. Și cam asta e sunetul motorului. După părerea mea, e un motor mult mai silențios decât versiunile anterioare. De verificat în general și în licitație, mașina aici avea un mic luf la capotă. Nu a fost accidentată sau ceva, doar că asta în general, dacă nu dai puțin mai tare cu capota, nu se închide cum trebuie. Mă rog, am pățit și la break-ul pe care l-am avut eu, deci e o problemă cunoscută. În rest, per tot arată bine mașina, posibil să fie mici revopsiri, dar astea sunt specifice. Și acum, cam ăsta este interiorul, cam asta a primit francezul în 2017. Mașina are navigația tip nou, nu mai știu exact, iDrive settings. Și aici vehicle status. Imediat check control. Mașina nu mai are range și mergem la requirements. Plăcuțe pe spate în 6000. Uleiul a fost schimbat acum 2000 de kilometri, lichidul de frână ar trebui în 2024. Un fel de ITP la ei în țară în 2026 sau 60.000 și plăcuțele pe față în 70.000. Deci a fost o mașină destul întreținută. La 192.000 este ultima revizie, uleiul, plăcuțele au întârziat cu 5.000, lichidul cu 3 luni. În rest, aici văd că a fost o revizie, filtrul motorină, 161.000. Mă rog, știu că mulți vor veni și vor zice pe revizie la 30.000. Da, așa se fac în afară reviziile, pentru că mașinile merg la drum lung, merg în alte condiții. Și aici, uite, poți să vezi, într-un an a făcut 30.000, la fel, ulei, microfilter, surprinzător a schimbat filtrul de motorină, plăcuțe pe față, uite, chiar să vedem un istoric complet, la fel și aici, filtrul de motorină. De multe ori, mulți nu schimbă filtrul de motorină și din câte văd, până aici s-a făcut revizia la un service autorizat, după care s-a schimbat serviceul. După cum ziceam, este navigația nouă și, mă rog, sistemul de operare nou, care se mișcă ceva mai bine decât cel anterior. Și pe aici mai avem driving information, dacă e să ne uităm, și aici un consum de 6.6 cu viteză medie de 71 la oră, deci s-a mers oarecum cu viteză. Și trip computer, aici avem pe
peste 10.000 de kilometri, consum de 6.9. Având în vedere că este X-Drive, eu zic că e un consum decent pentru mașina asta. Și mă rog, media radio, conectare cu Bluetooth, navigație, diferite setări. Asta oricum a fost destul de intuitiv întotdeauna la BMW. Avem moduri de condus, ce se schimbă de aici și l-avem în bord, Sport, Sport Plus, când vrei să fii racer cu adevărat. Dar probabil cel mai echilibrat este confortul. Butonul pe care trebuie să apeși sau să-l codezi, start-stop-ul. După cum ziceam, la interior, sistemul audio este standard. Dar după părerea mea este o configurație interesantă și interiorul chiar arată bine. Deci chiar este o mașină întreținută. Că tot vorbeam de panoramic, avem aici butonul. Și imediat, dacă vreți să vă luați o mașină second, neapărat să verificați panoramicul, pentru că este o dotare interesantă și plăcută, dar foarte costisitoare dacă are probleme. Personal, dacă vrei să nu fie niciun zgomot foarte mare mașină, poți să-l ții stricat rapă. Volanul de în pachet, ăsta de obicei se uzează mai repede și butonul ăsta de aici de obicei se uzează, dar se schimbă destul de ușor. L-am avut și la Breco, l-a uzat și cam așa arată. Nu e foarte uzat, după părerea mea mașina nu are o uzură mare pentru kilometri ăștia. Și, mă rog, padele, limitator de viteză, pilot automat, nu are ea Distronic, head-up și așa mai departe, dar după părerea mea ce este important pentru mașina asta, are pe ea. Pachetul M interior-exterior ajută foarte mult și v-am zis, curiozitatea mea este cât credeți că a costat mașina asta cu TVA, taxe, transport și așa mai departe adusă în țară. De verificat la mașinile din generațiile astea și la F10-le 2010-2011, dacă uleiul sare peste 100 de grade, înseamnă că radiatoarele sunt înfundate sau pline cu gunoaie. Și în principiu cam asta este mașina, n-am ce să prezint mai mult de atât, pentru că este un seria 3 veritabil pe care toată lumea îl știe. În principiu cam asta este mașina, cam asta este interiorul, cam asta este uzura. Dacă aveți una în familie, puteți să ziceți și mie în comentarii dacă te-ți mulțumiți de ea și dacă ați avut probleme, ce probleme ați avut. Și vreau să-mi ziceți dacă după părerea voastră un break, nu vorbim de RS6 și alte configurații premium și cu mulți cai. Dacă un BMW break precum ăsta cu 2.0 diesel poate să arate agresiv, să arate bine și dacă v-ați cumpăra așa ceva, de ce? Dacă nu, de ce? În altă ordine de idei, dacă sunteți interesați să luăm o mașină la comandă, vă rog să-mi scrieți pe WhatsApp, aveți în descriere numărul de telefon. Iar noi ne vedem la următoarele episoade. Vă salut!